venit în bucătăria mea. Astăzi vom pregăti o ciorbiță de curcan cu zeamă de varză. Aici am pus deja carnea la fiert. O să las să fiarbă o bucată de timp, după care voi schimba apa și o voi pune din nou la fiert cu legumele într-o apă curată. Am luat și ceva spumă de pe oală. Văd că încă mai face. O să o mai iau și pe aceea și o voi lăsa să fiarbă în continuare. Carnea s-a fiert, am scos-o din oală într-un craston. Acum voi spăla oala și o voi pune din nou la fiert cu apă curată. Am adăugat ceapa și morcovul în oală cu apă curată și aștept să-mi dea clocot. După care voi adăuga și roșiile tocate împreună cu ardeiul tocat, ardei capia. Eu zic că asta este metoda prin care se face ciorbă cea corectă, metoda cea corectă, dar este metoda mea și noi așa facem. Schimbăm apa de la carne, de la orice fel de carne. Nu vrem să mâncăm grăsimea care se lasă în oală. De-aia apa se schimbă. Am adăugat și roșiile cu ardei capia. Roșiile sunt din curtea noastră de astă vară. Și ardei la fel, sunt tocați și băgați la congelator. Când avem nevoie, de congelăm câte o punguță și ne folosim de conținut. Acum lăsăm să fiarbă toate. Am adăugat și sare, bineînțeles, și cărnița înapoi, în ciorbiță. Așteptăm să fiarbă bine. Și vom adăuga și pătrunjelul la urmă, bineînțeles, cu zeama de varză. Ciorbița a scăzut. Vom adăuga și bulion, câteva linguri, nu mult. Mai las puțin, după care adaug zeama de varză și sare dacă mai este nevoie. Acum am pus și pătrunjelul. Mai aștept în jur de 3-5 minute și voi pune zeama de varză. După care voi opri aragazul pentru că, practic, ciorbița noastră este gata. Voi adăuga zeamă de varză. Voi amesteca, voi și gusta să văd dacă mai e nevoie. Și o voi potrivi la gust, după care ciorbița noastră este gata. Am pus ciorbița într-un craston. După cum se vede, de jur împrejur încă are bule de grăsime. Vă imaginați cum era dacă aș fi lăsat-o pe toată. Nouă nu ne place grăsimea, așa că ocolim cât de mult putem. Ceapa la fel, nu am călit-o pentru că nu ne plac prăjelile. Am fiert-o
Și tot așa, fiecare face mâncare după cum o poate mânca și după cum îi place. Aceasta este rețeta noastră de ciorbiță de curcan. Ne revedem la următorul clip.